Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Butonul de panică pare să fie la mare căutare în confruntarea de azi, căci e solicitat, nu glumă, cu intenții extrem de serioase. Să vedem ce amuletă bombă va fi lansată de șef Bontea. Am o amuletă pe care vreau să o folosesc. Poți reduce la tăcere pe unul dintre șef pe jumătate din durata probei. Să fie pentru echipa cealaltă, să se ducă acolo. Ne trece glonțul pe lângă ureche sau ne luăm direct? Începând din acest moment, 30 de minute, cel care va fi, dragii mei, redus la tăcere... Șt! Florin. Să... tacă. Ai făcut dezastru, mi-ai luat un om pe care m-am bazat. Nu asta e că ți arăt eu ție, să vezi în prima zi, mă-ți pică echipa. Are 30 de minute de la domnul Bontea în care Dumitrescu... N-ai voie să vorbești, băi, vezi că-s cu ochii pe tine. Mă încurcă foarte tare, mai ales că nu ne cunoaștem, nu știu echipa, nu știu pe cine să am mai multă bază, nu știu pe cine să pun mai responsabil de farfurie. A zis filmat Călărețul fără cap? Așa e, pac, echipa e Călărețul și dacă nu e cap, nu e cap. Cum e cu răzbunarea? Dar mai știi că n-ai voie să vorbești? Foarte nasol. Avantaj totuși că am 15 minute la final când pot să vorbesc și pot să-mi conduc echipa să montăm ceva. Mimez, dragule. Da, fii atent că-s cu ochii pe tine. Este puțină panică că șeful nu poate să mai comunice cu noi prin vorbe. Însă, în momentul în care șef Bonte a activat amuleta, noi deja aveam toate ideile, deja aveam preparatele pe foc. Mamă, ce m-am speriat! Aolo! Șef Florin a fost foarte inspirat și a comunicat prin tigăi cu noi. Ba, 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 ba. Și într-un auzeam bang, 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 bang. Ne-a spart timpanele. Timpul, aveți grijă pe timp. Hai să ne grăbim, hai să ne grăbim. Ce faci, mă? Faci semnale? A fost tare, că tot bătea din alea, din tigăile alea și am zis, băi, Florin, nu mai țipa, mă, așa tare. Pe aici, așa. Doar îi faci atenție, așa, bate din tigăi și... Ești bine? După ce a făcut el tam-tam, după ce s-a dat în spectacol, după ce ne-a luat el concurenți, după ce era stăpânul platoului, dar nu era unul mai șmecher că el, de cum te înțelegi cu noi, tăi concurenți? Te fericit! Silence! Sit we play, silence! De ce eram sigur că mi-l iei pe ăla? Cum dracu, de ce ne... Ai fața aia de Johnny, de Joker. Să nu te mai auzim, te rog frumos, că deja știu eu la ureche prea mult. N-ai voie să vorbești. Mai mult cări. Și vedeam pe Florin. Nu înțelegeam în prima fază ce vrea de la mine. Hai, tare amuletă. Mai multă curcumă. Să-i pun capac, am înțeles, da. Florin, cred că a zis, mai bine stăteam liniștit, nu schimbam pe nimeni astăzi. Mimezo, paia, risotto al dente. Ce să înțeleagă? Băi, Florine, nu mai ții baba așa! Dai seama că ne-am jurat în gând Dumitrescu astăzi? Nu, bă, nu acolo, bă, nu acolo, aici, băi. Ne-am deschis blașilerul. Vezi că și e mai răcoare aici? Țipă aici! Poți să te răcorești puțin. Gata, închide, să rămân aici? Gata, mă! L-am chinuit, dar merită. Asta nu trebuie. Ce nu trebuie? Pule, să nu văd nimic. Asta trebuie după aia. Aici, lângă mine. Nu, mai trebuie. Trebuie să fie tăcut. Încet, Luca. I-am mai zis, bă, te rog frumos, mai încetează un pic cu vorbăria. Stai lângă mine, ești în dreapta mea, dar mă terorizez fonic, mai disperat în gândul. Bă, nu-mi place deja cum încep. Încet, Luca. Calmează-te. Te ajută, dar ce și îți f*** creierii, deci te macină în continuu. Zice că s-a agitat, dar lasă, calmează-te, lasă, da, da, bine, bă, trebuie să fiți normal. Mai taci. Nu să vorbești în bucătărie, e fundamental, că eu nu denumesc comunicație. Sincer să fiu cum, eu nu vreau să mă cer cu niciunul. Și eu vreau numai să-l ajut. Pocă, te rog eu, hai. 5 minute untul, gata, să băgăm puiul direct. Da, aici. Mersi, fain. Când am terminat cu untul vieții, l-am luat și l-am pus într-un poș să ne fie mai ușor să umplem pieptul de pui. Hai. Unde ești? Până atunci era gata, bătute ouăle, pusă făina, pus pesmetul și pesmetul aromatizat. Lasă-l lung. Ai auzit? Lasă-l lung. Băi, ești pregătit? Da, da. Bun, ce am aici? Orezul fierbe. Bagă-mi și mie ceva, dă-mi un gust de ceva, hai. Bagă, aruncă niște coriandru la mișto întreg. Cristi, cuțitul meu de oare, mi s-a părut cel mai liniștit și cel mai calm.
usturoi, aici cimbrișor, morcov și... Aici nu mai bagi și prea mult ulei. Ulei? N-ai panic! Aleluia! Hai că avem piscină. Hai, puiu. Am încercat să fiu peste tot și să-mi ajut colegii. Am încercat să nu-mi curc. Bă, ți-am zis să o iei, să o pui jos. P***i de treabă, că trebuie să înțelegi ce spun. Dacă mai am nevoie de niște apă fiartă, o să trească să încălzesc. Scobit. Cel mai greu mi-a fost să le explic cum să taie dovlecel. De aici? Ulei. Așa? Așa făceam, șef. Așa? Trebuie să scot mijlocul. Da. Da? Aici? Într-o finală am înțeles de la chef Florin că ce vrei. Și atunci legume tornată pentru mine ar fi variantă cel mai scurt. Prea acru și vreau să fie acru. Am mai pus sirop de arțar și mai pun și asta și mai gust. Am văzut că au dubii cu sosul. Facem altă, ok. Și ne-am întors înapoi la bancul de lucru și am dat drumul la o altă marinată pentru pui. Ce faci, mă, cu alea? Fac alt sos. Pă bune? Pentru pui. Da. Nu vreau să desconsider pe nimeni în acest sens. Pusă sub presiune, probabil nu a reușit să dea gustul pe care și l-ar fi dorit. Eu mi-am dat seama în acel moment, nu știam să reglez cantitățile la cantitate mai mare. Am pus-o pe foc, marinata ei, am încercat să o reducem, am încercat să-i refacem gustul. Chef! Ce se întâmplă? Să mai. Piper, unde e piperul? Băi, dar ce caut atâtea mari de pensete din astea? Lasă că ne trebuie, mă, pentru service, ni le trebuie. Vrei după să nu mai ai? Avem una. În momentul când o decizi un tip Ionut, mi-e vine să-i f*** una, spun sincer. Adică du-te în ce gata ești cu țătul de aur, tu le știi pe tate? Deci îmi tic, știi că te macină, știi orgoliu cela. Dar am zis, băi, copilul vrea să facă, lasă-l să facă. Dă-i după el, deci așa e o echipă. Montăm pe față aici, da? Da, șef. Hai. Pe bunte alea am simțit foarte calm. Bă, să fie ăsta fiert. Mărie, să fie fiert. Deci el ne înțelege. Nu ne-a agitat, că de obicei când am văzut la televizor, te mai agită, șeful. Haida, vino cu ace! Ragnar! Hau, hau! Tot e rău. Mă, pe ce ne fac ăștia acum? Haide, ia! Dă-i, uite ce tăpți ți-am dat, tătii, cu grill! Păi l-am băgat la cuptor și l-am lăsat acolo liniștit, stai acolo cu minte, că nu-ți face nimeni nimic, gătește-te ușor. Sos cremos, frumos, senzațional, ceva cu păstârnac. Mă, sos de păstârnac. Și am spus, de ce nu pui și praz, pentru că e de o cremozitate. Sare, piper? Aici sunt, multă. La un moment dat vorbesc cu Robert și am stabilit de comun acord că trebuie să schimbăm tigaia cu oală. Și când să-l schimbăm, ce crezi? Schimbă aici, hai pe asta mare. Hai de pac. Robert n-a fost atent la mine că eu turnam. M-a lăsat, am turnat puțin, după care a tras tigaia din fața mea și am pus prazul cu păstârnacul meu și cu ulei și mai aveam acolo, era deja pus pe aragaz, pe flacăra de aragaz. Mai tăiem de aici. Stai, mai am. Mai adun praz repede. Cristi, vino cu a. Da. Șef, Cătălin mi-a arătat la echipa adversă de lângă noi, că și ei făceau ceva, orez, nu știu cum. Așa? Nu, niciodată. Nu, domnule, nu, ferește. Nu așa fac pe vomă. Nu așa fac. Aștept ăsta, uite. Ai cuptor, tata, ai cuptor. Florin, mai ai doar 3 minute de tăcere, băi. Abia aștept să depășesc momentul ăsta cu amuleta lui Sorin, să pot să vorbesc cu oamenii, să le explic unde au greșit. Lasă cuptorul închis, nu deschide! Pierde temperatura! Foarte supărat a țipat la mine. Nu mi-a plăcut deloc. Pierde temperatura! Simte o mare presiune că este cuțitul de aur și poate nu poate să o dovedească, nu știu. Ușor, easy! Eu cu pregătirea mea până la urmă am mai atenuat, dacă vreți niște asperități pe acolo. Fără priviri urâte, da? Timpul se comprimă. Minutele trec mult mai repede. Timpul pur și simplu nu mai are niciun sens. Iată în acest domn. V-au mai rămas 15 minute. Și